Câmpina primește din nou imagini calde de o expresivitate aparte într-o expoziție ce se pregătește joi seara la Casa Municipală de Cultură Geo Bogzam. Invităm toți iubitorii de cultură și artă să participe la vernisajul expoziției de pictură Elisabeta Stănciulescu, care va avea loc la ora 16:30 în holul mare al Casei de Cultură. O să aibă în jur de 30 de lucrări de dimensiuni mai mari sau de dimensiuni mai mici, executate cu multă artă, pentru că doamna este o artistă cu largă experiență. Elisabeta Stănciulescu este artista care își caută creațiile în jurul său, se inspiră din natură și trăiește odată cu ea prin picturi pline de culoare și mister. Elisabeta Stănciulescu este o artistă care locuiește lângă Câmpina, la Cornu, ceea ce este un lucru senzațional, pentru că din acel spațiu ea vine cu o mare dragoste pentru culoare. Elisabeta Stănciulescu este o mare coloristă în tablourile sale, fie că sunt acelea care ne amintesc întotdeauna de curgerea vegetalului, de ființele interioare ale plantelor, de sufletul lor. Sunt niște seve care curg în culoare, parcă se schimbă, totul este rotund, cald, emoționant, până la tablourile, să zicem, din zodia abstractului. Câmpinenii sunt invitați pe 10 februarie, începând cu orele 16:30, la vernisajul expoziției. Lucrările pot fi admirate până la sfârșitul lunii martie.